Jocul străzii. Ia uite, domnul Hagi. Salut. Cum te cheamă? Ștefan. Ștefane, vedeți la meciuri? Tot timpul. Tot timpul? Aici, da. La handbal aici? La handbal, da. Bine, nu joacă acum, mă. Nu, mai... nu, e mai mică, da, la G4. Soția? Da. Am înțeles. Știți ce? Eu nu vin foarte des la meciuri de handbal. Și am și o întrebare, Ștefan. Nu ți s-ar părea normal, fair play, ca fetele la handbal să fie ca la fotbal, la sfârșitul meciului să facă schimb de tricouri aici pe teren? Nu, maxim. Nu ar fi corect? Maxim. Ți-ai dori asta, Ștefan? Nu, 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 că avem fata, avem fata și mă. Da, și ce dacă? Dacă crește ea mare, nu-i problema. Acum nu, când o fi mai mare, Doamne ferește acum. Deci, ți-ai dori chestia. 100%. Perfect. Și acum vreau să te întreb ceva. Tenisul, îți place? Te uiți la Australian Open? Da, da. Perfect. Îți dau un leu m-am de la... M-am uitat și astăzi la Simona Halep. Și eu. La Irina Begu nu te-ai uitat? Nu, mă, că dormeam. Era cam târziu, era așa două, e. Nu? Da, la două. Fii atent. Doi bărbați joacă tenis, au jucat 5 seturi și fiecare a câștigat câte 3. Cum e posibil? Nu e posibil. De ce? Soția. Yeah. Păi câte... Au jucat 5 seturi, fiecare a câștigat câte 3. Cum e posibil? Păi nu e corect. Ia-i, faceți galerie dacă toți stați aici. Urlați și voi, faceți urât. Aia e! Asta e la omul străzi, a? Nu, nu e corect, nu. De ce? Păi nu există varianta. Sigur, răspuns final? Unul s-a retras. Jucau la dublu. A, da. Jucau cu echipieri. Hai să le mai dăm o șansă, da? Ești într-o cursă, ești într-o cursă și îl depășești pe cel de pe locul 2. Pe ce loc ești? Foarte repede. 1. Pe 3. De ce? Dacă îl depășești pe cel de pe locul 2? Că eram eu pe 1. Nu, nu, l-ai depășit pe cel de pe 2. Pe ce loc? Eu sunt pe 1. Păi dacă l-ai depășit pe cel de pe 2? L-am depășit în față, că eram în spate. Deci înseamnă că veneai de pe 3, da? Da. Și atunci ai trecut direct pe 1? Pe 1, da. De pe locul 3 pe 1? Da. Nu! 2! E un leu de la STV-ul pentru soția. Să se facă fata handbalistă, da? Știu, mă, fetele emisiunea, cum să nu. Facem un felul următor. Da. Sunteți într-o cursă, îl depășiți pe cel de pe locul 2, pe ce loc sunteți? Repede. 1. 2. Asta e, băi, cât de repede s-a prins. Ia să vă poți dai leu de acolo? Nu prea poți, ți-l dau eu după aia. Uite, l-a primit, gata, ai luat leu. Mersi frumos, fetelor. Și acum stai așa că aici au o problemă, niște oameni care se ascund de mine. Salut! În primul rând, stai așa. E prietena ta? Nevasta. Nevasta? De, ia, ia, ia. Unde, mă, că n-aveți inele? Dar este... Este... În spate, da? A, deci este prietena. Bine, o să facem așa abstracție de faptul că e prietena ta și o să te întreb o chestie, să-mi răspunzi cât se poate de sincer, vii des la handball, la meciuri? Nu, a fost obligat. Ai fost obligat, bine. Dar nu ți se pare normal, că mie așa mi se pare fair play, ca la sfârșitul meciului să facă fetele astea ca la fotbal schimb de tricouri? Normal. Se pare corect, da? Ești da. Pentru asta. Da. Corect, și eu sunt de acord cu tine. Și acum o să spun și eu o întrebare pentru un leu de la ZUTV-ul. Doi bărbați joacă tenis, au jucat 5 seturi, fiecare a câștigat câte 3. Cum e posibil? Nu știu. Fiecare au jucat câte 3? Nu, au jucat 5 și fiecare a câștigat câte 3. Nu au câștigat. Păi cum? De ce? Păi... Ai împărțit tu 5 la 2 și... Da. La 3 și... A? Au câștigat 2, nu? Au câștigat 2, nu? Păi, nu, eu zic eu că au câștigat 3. Adică nu... Cum e posibil? Au furat arbitri. Ce au făcut? Au furat arbitri. Nu. Foarte multe hands-uri și aici am văzut. Pe cuvântul meu, dacă am mai văzut așa ceva într-un meci. Și nimeni nu comentează, nu? Hai, v-ați mai gândit? Da, mă. Nu vreți și voi leu ăla? Cine? Au jucat 5 seturi și fiecare dintre ei a câștigat câte 3. Cine e, mă? Mami? E cea, nu, nu, e. Cere ajutorul, mama. Da, cine e? Unde e mama? Mama, veniți puțin, vă rog eu. Nu mă mai înțeleg cu fata noastră. Nu știu ce i-ați făcut, dar... Deloc nu. Ia vină cu aceste, văd cum te cațări după mine. Ia. Nu? Unde fugiți, mama? Cum o cheamă? Cum o cheamă? Adriana. Doamna Adriana, unde ați fugit? E, dar nu vin după... Aici stau tot meci. Revenind, erau cu echipieri, jucau la dublu. Dă-le un leu de la STV-ul că sunt haioși. Uite-l, mă. Ia. A, acum... M-am uitat puțin la fața lui și înțeleg de ce poartă costumul ăsta. Am înțeles. Dacă vrei să grăbești, ia un costum.
Omul străzii.